Partidul Național Liberal a primit o amendă de 10.000 de lei pentru organizarea congresului PNL din weekendul trecut, a anunțat șeful Poliției Capitalei. Vorbind despre acest subiect cu Ioana Răduca, editor al Evnews. Bună, Ioana, care este motivul amendei? Păi, cred că putem foarte, foarte ușor să intuim, având în vedere ce am văzut toți și în direct și înregistrat în acest weekend de la Romexpo, acolo unde s-a desfășurat congresul PNL-ului. A fost buluc la cabinele de vot, ore în șir, și de asemenea au fost foarte mulți cei care nu au purtat în interior mască. Acesta este și oficial motivul pentru care poliția spune că a amendat Partidul Național Liberal. Practic, peneliștii au primit o amendă de 2 lei. Pentru că vorbim de o amendă de 10.000 de lei, în condițiile în care au fost 5.000 de participanți, o aritmetică extrem de simplă, ne arată că fiecare dintre cei care au participat cu bună știință la aceste încălcări are regulilor care ni se spune în permanență că trebuie să fie respectate pentru binele nostru, pentru binele al tuturor, înseamnă 2 lei, cum spuneam, de persoană. S-a ajuns aici după ce Partidul Social Democrat a făcut chiar înainte de congres mai multe sesizări la instituțiile statului, la poliție, la jandarmerie, la Direcția de Sănătate Publică, iar astăzi în Parlament, la Comisia de Apărare, au fost audiați atât șeful poliției, cât și șefa de la Direcția de Sănătate Publică. Aceasta trebuia să dea explicații legate de ceea ce spunea și fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, legat de faptul că o serie de teste n-au fost raportate la sfârșitul săptămânii, astfel încât lăsa domnia sa să se înțeleagă să nu fie crescută incidența exact în perioada în care PNL își organizează congresul. Șefa de SP București a venit astăzi la audieri în Parlament, a explicat că da, cifrele pe care Vlad Voiculescu le-a prezentat public sunt absolut corecte, dar că e o chestiune care ține de procedură și anume sunt mai puțin angajați, spune domnia sa, care prelucrează testele în timpul săptămânii și mult mai mulți în weekend. De aceea ne-am trezit cu această incidență foarte mare luni și marți, venind, cum spuneam, din weekend, și mai spunea tot șefa DSP că, de fapt, și dacă ar fi fost prelucrate toate testele recoltate, incidența în perioada congresului PNL nu s-ar fi modificat cu mult.